Suzuki tremura? Da. Emoțiile pe care le are. E singura finală în care este prezentă. Carai, che of. A surprins-o aterizarea. Dacă nu reușești să stăpânești emoțiile, ai mari șanse să greșești. Otucara a grupat pe cea de-a doua linie acrobatică. În exercițiul de la sol, gimnasta trebuie să prezinte atât salturi spre înapoi, cât și spre înainte. Rondă 5-40, salt înainte, post 80, cam joasă această linie acrobatică. Contează foarte mult și amplitudinea elementelor. Să vedem și ultima linie acrobatică, două șuruburi și jumătate. Nu știu dacă a ieșit în afara spațiului de aterizare. Ce final!